Una dintre cele mai mari investiții pe litoralul românesc, un proiect de 430 de milioane de lei, care schimbă complet fața plajelor din Eforie Sud, s-a blocat din cauza birocrației. O corabie misterioasă descoperită în adânc care a oprit lărgirea plajelor, iar muncitorii așteaptă acum avize din partea Ministerului Culturii. 2 ani le-au trebuit specialiștilor din minister ca să realizeze că nu avem arheologi scafandri profesioniști. Acum cer noi propuneri de la fața locului pentru cercetarea epavei. Epava despre care se tot discută este la ora actuală sub apă, de la limita nisipului pe care o vedeți acolo, încă vreo 10-15 metri în larg. Epava, cu o vechime de aproape 200 de ani, a fost fotografiată cu ajutorul unui robot subacvatic de către compania care lucrează la extinderea plajelor. Măsurătorile arată că nava are aproximativ 20 de metri lungime și 4 metri lățime. Ar fi nevoie ca un arheolog scafandru acreditat să ajungă în zona respectivă și să vadă exact despre ce este vorba, dar România nu are așa ceva. Constructorul a propus să înglobeze Epava în viitoarea plajă nouă și apoi să fie cercetată mai ușor de pe uscat. În acest moment așteptăm o reacție din partea Ministerului Culturii, care în decembrie 2022, cu 2 ani întârziere, ne-a cerut o propunere de lucrări de cercetare arheologică prin acoperirea inițială a epavei cu nisip și escavare ulterioară de pe uscat. Beneficiarul plajelor lărgite este compania Apele Române, care așteaptă ca același minister să-și dea avizul. O decizie trebuie luată rapid, dar deocamdată autoritățile nu au făcut demersurile necesare. Banii europeni cu care lărgim plajele sunt astfel în pericol. Dacă lucrările nu sunt finalizate până la 30 decembrie 2023, din cunoștințele mele, este data limită de posibilitate a finanțării cu fonduri europene pentru acest proiect. Plaja din Eforie e împărțită pe sectoare și toate sunt gata, în afară de cel din fața epavei scufundate. Extinderea plajei s-a făcut ocolind însă zona unde e corabie. Tot nisipul acesta din spatele meu ar trebui întins pe toată plaja, astfel încât ea să fie nivelată complet și să depășească și linia apei cu 2 metri. Doar că acolo, la 2 metri în larg, se află corabia. Chiar mă întrebam, dar mă gândeam că au lăsat-o special și o nivelează la vară. Nu știam de existența corabiei. Va trebui să fie gata până la vară, pentru că e o diferență care ar încurca pentru un turism normal. Dacă porțiunea de plajă care cuprinde epava nu va fi gata până la începutul verii, lucrările vor fi înghețate.